This is the green sound. This is the love sound. Go and spread the word to green up your world. O, ce avem noi aici? Shockwave. Să vă arăt câteva modele interesante. Cum ar fi să mă prezint la un eveniment cu așa ceva? Ar fi interesant. Arată ca un topogan, dar de fapt este un pas. Primul brand românesc aici la Pro Light & Sound 2018, lângă mine este Mircea Bartu, reprezentantul Nexus Acoustic România, nu? Exact. Și dacă nu știați, are un forum foarte interesant la, din care puteți afla foarte, foarte multe lucruri legate de echipamente, de sunet. Și Mircea vă poate ajuta cu sugestii, ce puteți folosi, ce este bun, raport calitate-preț. Nu așa, Mircea? Cum se numește forumul? Spune-le tuturor. Forumul se numește forum.powerout.ro. Deci okay. Cel mai vechi forum de echipamente audio din România, cel mai bine documentat. Prezintă de tipuri de proiecte care au nevoie și tot felul de informații cu privire la construcția de echipamente sau proiectare. Super, asta spuneam că am descoperit forumul, cred că în 2007 și am văzut postări vechi, da, cred că din 2015. 2015, da, cam așa am văzut, da. Da. Și aici ne prezintă noua linie de la Nexus Acoustic cu module PowerSoft. Module PowerSoft, module de amplificatori, adică sunt boxe active, da? Da. Și ce avem aici? Ce difuzoare avem în asta? Boxe active făcute de Nexus Acoustic. Uh-huh. Este o boxă de 12 zone, un driver de 2 zone. Da, ce difuzoare folosim? Utilizăm doi producători pentru componentele din incinta asta. Partea de mid-bass e un difuzor făcut de pe audio. Iar partea de driver e o variantă modificată a unui driver de la Celestion. Un model nou lansat, o calotă cu o postură mult mai pronunțată, care modifică foarte mult felul în care rezonează calotă la frecvențe înalte. Am înțeles. Nodurile modale de la calotă influențează foarte puțin răspunsul în frecvență. Resursurile sunt foarte reduse, pentru că în momentul în care încerci să reproduci 1000 de Hz și suprapus peste 1000 de Hz încerci să reproduci 15 kHz sau 20 de kHz, de obicei se deformează calota. Partea centrală încearcă să rămână în urmă. Am înțeles. Deci apar niște distorsiuni suplimentare. Cei de la Celestion au rezolvat problema asta modificând curbura calotei și atunci tot ansamblul e mult mai rigid. Am mișurat foarte mult problema asta. Noi am venit în post și am zis, ok, avem nevoie de niște modificări la face plug. De asta mai vrem răcire pe lichid. Pentru că eu suntem prima persoană pe România. Wow, dar anul trecut am văzut practic un pic de reclamă, să zic, un pic de promovare pe partea asta. Anul trecut am început să vindecă către public. Noi lucrăm cu perucuit din 2008 pentru ce înseamnă partea de producție de incinte acustice. La început noi am pus perucuit doar în variantele de înaltă performanță, ce puteam lua pentru instalații de concert. Mai puțin pentru instalații de putere mică sau medie, pentru că acolo nu era neapărat necesar. Da, am înțeles. Pentru mai multe detalii intră pe Nexus Acoustic.ro, da? Din specificațiile menționate de Mircea și cred că este un avantaj și o să încerc și eu pe fluidul. Ok, să spui și despre bas, că avem și un bas activ aici. Da, basul de cât e? De 15 inch? 15 zoli, da. Ultra compact.
da? Un modul de amplificare pe care noi considerăm a avea 1000 de W RMS cu DSP inclus. Folosește o variantă a difuzorului pe care l-am dezvoltat noi în 2014, un folosit în Delos. Producătorii din Bulgaria. Și am înțeles că sunt foarte mulți. Au un departament de proiectare extraordinar de bine. Și sunt producători care sunt capabili să facă design-uri de la Dell. Noi am mers la ei fără să știm exact care sunt capacitățile lor de modificare a digitalului. Da. Am luat difuzor din oferta lor. Ok, foarte bun. Vrem ceva modificări asupra lui, pentru că cred că scara de solicitări mai compactă, vrem să reziste la anumite încărcări experimentare. Foarte interesant. Mie mi-a plăcut foarte mult acest bas pentru că este chiar potrivit, de exemplu, pentru mine sau pentru cei care fac evenimente private și au nevoie de ceva mai compact și cred că se și pot pune niște roți, nu? De exemplu, dacă poți să le echipezi cu roți? Roțile nu vă pune pe partea din spate pentru că nu va fi stabil. Ok, am înțeles. Facem un catch plate pe bază. Gata, știm de asta. O placă cu role care să asigure și protecția la... Protecția, da, da. Ok, perfect, perfect. Și îmi place care și poți să suprapui. Da, doi pași. Este pe filet acolo. Da, M20. Super, M20 e pe filet. Singurul tip de planșă care consider că ar trebui să existe pe un. Și eu la fel, sunt de aceeași părere, celelalte nu-mi plac că se balansează. Exact. Și acolo în spate ce mai avem? Monitor? Monitor, nu. Dar e mare ăsta, e de 12.5, nu? Presupun dacă zice da, singurul tip M12. Monitor cu driver de 1.5, coaxial. Este pasiv, da? Da, monitorul este pasiv. Ok. Va veni în două variante de dotare. Varianta care o avem aici e un difuzor de 12 soli de 400 W, împreună cu un driver cu bobină de 3 soli. Așa, cărțire pe crossfit, compensat de partea de fiptare pasivă. Ideea de modulatoare. Deci, monitorul ăsta are între cele mai mici distorsiuni din ceea ce există piață. Dar am înțeles. Este driverul de nalte, că este titan. E un sandwich din materiale compozite. Interesant. Are tonalitate metalică. Nu are limitările unei de-a prea cu titan. Nu se sparge. Da. Indiferent de cât de tare este utilizat, diafragma nu se va sparge și diafragma se va arde foarte greu din cauza răcirii pe ferofluid. Inerția termică a sistemului e de câteva mii de ori mai mare decât la un driver care are răcire pe aer. Chiar dacă îi dăm un șut foarte mare de putere, timpul în care temperatura face spike, e foarte rău. Practic spike-ul nu se mai poate întâmpla, microfonie nu mai poate arde un alt. Am înțeles. Foarte, foarte interesant și îmi place că Mircea le spune în detaliu pentru cei care, bineînțeles, cei care sau și pentru cei care nu cunosc. Pentru cei care nu cunosc trebuie să afle destul de multe despre echipamentele pe care le folosesc, să știe cum sunt făcute și, bineînțeles, și pentru ce aplicații pot fi folosite, nu? În Anglia se vinde sub denumirea de Jam System, în România se vinde sub denumirea de Power Audio System. Am înțeles. Deci este un amplificator cu 4 canale. Exact, și 4 canale total independente. Am asta înțeles. E cea mai importantă parte. Așa, și puterea pe care o poate... 2350 de W în 4 ohmi. Oho! Tine. Am asta înțeles. Am făcut măsurător pe ăsta. Timp de 10 secunde, la 1 kHz, evitează puterea de pe aici. Deci nu bărți, am înțeles, nu, da. Nu 20 de milisecunde on, pasă 20 de milisecunde... Clasa D, nu? Clasa D. Clasa D. Deci este ușoară. Intuită. Deci pentru distorsiuni reduse, de fapt, e un aplicator de 8 canale, cu
lase câte două în punte, atunci se anulează distorsiunile. Am înțeles, da. Și la ce preț e asta? România e în jur de 4.000 de lei. 4.000 de lei? Bună la preț, mai ales pentru ce, pentru ce specificații are, da? Mi se pare un preț foarte bun. Exemplu, și poate opera un sistem de 2 pași sau 4 pași, 4 sateliți direct de pe el. Putem pune pe canalele de sub bas 4 om. El teoretic merge și în 2 om, el a măsurat în 2 om, funcționează, numai puterea nu mai e atât de mare. Diferența e mică între 4 om și 2 om și oricum dăm limitarea sursei de alimentare. Eu am înțeles, da. O aplicație de 4 om are și sens, pentru că totuși astea nu sunt aplicatoare făcute pentru 2 om și nici nu are nicio logică să pui 4 pași în canal. Exact, exact. Dar așa poți să mergi cu 4 subwoofere și 4 sateliți de putere, pentru sigur amplificator, și poți să fii sigur că dacă se întâmplă ceva, nu rămâi cu toate amplificatoarele în aer, pentru că la alte amplificatoare de 4 canale tu ai o singură sursă, da? Da, exact, da. Care se poate întâmpla. Exact. De curent, da. Poate să scape cineva o bere pe el. Cum are sursa, ai plecat cu toate canalele jos. Exact, da. Ai rămas în aer. La asta, o să-ți ia focul canal, celelalte trei vor merge independent. Am înțeles, da. Este un lucru foarte important. Da, 4 module independent. Da, și poți să ne spui și prețul pentru satelit și pentru bas? Sunt fixate pentru România. Deci încă nu sunt prețurile fixate. Vor fi prețuri foarte competitive în raport cu ceea ce găsim pe piață. Ok. De exemplu, acum, în momentul ăsta, dacă intrăm pe Roman sau pe orice alt magazin de margine și intrăm să vedem la boxe active, vom să găsim nici un model de box activă care să folosească un driver de la destătos. Da. Deci toate sunt cel mult cu drivere cu bobină de 1.75. Acolo avem un driver cu bobină de 3 țoli. Nu am înțeles. De 3 țoli. Și de cât e, deci este de 3 țoli și este de 1.4? 2 țoli ieșire. A, 2, 2. Da. 2 țoli. Varianta care avem aici, 2 țoli ieșire. Partea cea mai interesantă la boxa asta. Boxa folosește un filtru pasiv. Tonalitatea pe care încercăm noi să o obținem se poate obține numai cu un filtru pasiv. Este anumite interacțiuni care apar între componentele din filtru care nu prea se pot reconstitui în DSP. Știu că sună ciudat, dar există un comportament asemănător cu un EQ dinamic care apare în momentul în care se saturează bobine, condensatori, niște interacțiuni care mai știm să le utilizăm în focurile în care vrem noi să le folosim. Facem să sune bine, să facem să sune interesant. Am ceva special. Și am mai văzut ceva interesant acolo în spate. Sunt 4 preseturi, se pot folosi, da, patru preseturi. Folosi, deci vine presetată de la voi, nu? Da, va veni presetată. Va fi un preset, presupun, un DJ live? Va fi așa. Flat. Da. Un preset loudness. Da. Situații în care va merge ca și cu range la putere redusă. Da. Va fi un preset în care va fi încărcată boxa pentru muzică live, da, împreună cu subwoofer, da, și încă un preset pentru muzică de DJ cu subwoofer, da, care va conține și bypass-ul și va modifica un pic partea de loudness, de medii și de... Deci putem să tăiem linia, dacă de exemplu putem să tăiem fără să avem bas, putem să folosim, da, preset-uri care conțin subwoofer. Ah, ok, perfect. Și oricum se poate intra pe USB și putem controla cu soft, nu? Deocamdată nu. Acele este doar pentru servis? Da. Se pot încărca eventual presetul care le vom adapta noi ulterior. Da, am înțeles. Deocamdată nu dăm acces la clienți în sistemul intern, pentru că... Și mai vreau să vedem un lucru aici. Volumul pornește de la minus în vinit, se duce la cât? Maximul este la cât? La plus 6? 6 decibeli. Deci unde este 0? Am mai avut zero, chestia asta la și jumătate, nu? Da. Că am mai văzut la ceva producător și la unii producători, uite, tu de exemplu ai scris aici la maxim, adică la ora 5, vine după cum sunt acele de ceas, la ora 5 arată că este la plus 6 decibeli, da? Iar la ora 12, după acele de ceas, la este la 0 decibeli. 0 decibeli reprezintă un pol de intrare, adică la 0 decibeli cu nivelul de intrare stabilit în fișa tehnică se obține puterea maximă. Dacă avem care nu sunt capabile să ofere tensiunea de intrare suficient de mare, atunci vom compensa cu potențiometru și vom duce până la plus 6. Da, eu știu, sunt situații în care oamenii dau semnal de pe un mixer care are putere mică sau de mule, direct, cred eu. A, și atunci automat trebuie să urce. Cum va putea să scoate. Exact, da. Da, foarte interesant. Ce
ce e interesant, e că boxa asta va fi disponibilă și în varianta pasivă. Și poți să cumperi varianta pasivă. Da. Așa cum va fi cu un panou metalic pe spate cu două muncă. Dacă pe viitor vrei să faci upgrade. Au, deci eu consider că trecerea la boxe active nu simplifică în realitate utilizarea lor. Da. Dar dacă vrei să treci la varianta activă, dai nu doar panoul care îți pune mai bine, ca doar o singură mupă. Mupa respectivă va intra în modul. Modulul vine ca ta prezentat, nu poți să-i cumpăra de la noi. Dai tot panoul, pui modulul, boxa devine activă, tonalitatea se păstrează. Foarte interesant. Mulțumim frumos, Mircea Bartic, nexusacustic.ro. Cum a spus și mai devreme, singurul producător din România care este prezent, da, care este prezent la Pro Life & Sound 2018. Mulțumesc frumos, Mircea, toate cele bune și o să mai cer informații, că sunt sigur că știi mult mai multe decât mine și întotdeauna trebuie să învățăm, asta este important. Mulțumesc frumos.